Bună ziua! Mă bucur să fiu din nou alături de voi! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vă voi vorbi despre trapezul dreptunghic. În prima parte a lecției vom afla ce este trapezul dreptunghic, urmând ca apoi să rezolvăm împreună două probleme cu caracter practic aplicativ. Trapezul dreptunghic este trapezul care are una dintre laturile neparalele perpendiculară pe baze. AB e perpendiculară pe cele două baze, BC și AD, conform figurii alăturate. Prima problemă pe care doresc să o rezolvăm împreună se referă la un teren agricol în formă de trapez dreptunghic ABCD, în care știm că BC e perpendicular pe AB. AB este baza mare, CD este baza mică, unghiul BAD are măsura de 60 de grade, iar AD și DC sunt egale cu 24 de metri. Ceea ce trebuie să determinăm este lungimea gardului de sârmă care împrejmuiește terenul. Pentru acest lucru vom construi înălțimea din D a trapezului ABCD, pe care o vom nota DE. Astfel, DE fiind perpendicular pe AB, BC perpendicular și el pe AB. Iar AB cu DC paralele, putem afirma faptul că CDEB este dreptunghi. Acest lucru ne ajută să tragem următoarea concluzie. Și anume, DE este congruent cu BC și CD este congruent cu BE. Întoarcem acum la triunghiul dreptunghic DEA în care știm că unghiul A are măsura de 60 de grade. Așadar, unghiul ADE va avea măsura de 30 de grade. Din teorema unghiului de 30 de grade, putem afirma că AE este egal cu jumătate din AD. Însă AD avea lungimea de 24 de metri, deci AE va avea lungimea 12 metri. Așadar, AB, care este suma dintre AE și BE, va avea lungimea 12 plus 24, adică 36 de metri. Mai trebuie să îl determinăm pe BC care este congruent cu DE. Ne întoarcem tot în triunghiul DEA, unde vom aplica teorema lui Pitagora. Și astfel vom scrie că DE pătrat plus EA pătrat este egal cu AD pătrat. Adică DE pătrat este egal cu 24 la pătrat 576 minus 12 la pătrat 144, adică 432. Așadar, DE, care este egal cu BC, va avea lungimea radical din 432, adică 12 radical din 3 metri. Așadar, perimetrul trapezului ABCD va fi egal cu 24 plus 24 plus 36, adică 84 plus 12 radical din 3 metri. Însă, nu putem merge să cumpărăm. 12 radical din 3 metri de sârmă. Așadar, vom considera că radical din 3 este aproximativ 1,75 pentru a fi siguri că sârma pe care o cumpărăm ne ajunge, da? deci îl aproximăm pe radical din 3 uh, superior și vom avea astfel că lungimea gardului sau lungimea sârmei pe care o folosim este egală cu 84 plus 12 ori 1,75, adică 105 metri. Așadar, avem nevoie de 105 metri de sârmă pentru a împrejmui terenul. În cea de-a doua problemă pe care o vom rezolva împreună, o vom ajuta pe Ana să își răspundă la întrebarea pe care și-o tot adresează de câteva zile și încearcă să o rezolve, și anume, ea are unul dintre pereți în formă de trapez dreptunghic și dorește să afle cât este lungimea părții de sus a peretelui, știind că. Diagonala BD care desparte cele două opostăre aflate pe perete este perpendiculară pe latura neparalelă, pe DC. De asemenea, mai știe că unghiul ABD are măsura de 60 de grade și mai știe că BC-AD. Are lungimea de un metru. A, pentru acest lucru vom construi înălțimea dE a trapezului. Și acea diferență pe care ea o știe este nimeni alta decât segmentul EC. Bun, haideți să vedem împreună, folosind această ipoteză, ce putem determina. Păi, între unghiul ABD, unghiul ADB este de 30 de grade. Apoi, Unghiul ABC e de 90 de grade. ABD 60, în concluzie unghiul BDC este și el 30 de grade. Iar unghiul C va fi de deci, 60 de grade. Ducându-ne acum în triunghiul DEC, unghiul CDE va avea și el măsura de 30 de grade. Așadar, în triunghiul DEC dreptunghic, din teorema unghiului de 30 de grade, ne va rezulta că DC este de două ori EC, adică DC are lungimea de 2 metri. Acum, ducându-ne în triunghiul BDC dreptunghic, tot din teorema unghiului de 30 de grade, vom avea că DC, cateta opusă, este jumătate din BC. Deci BC este dublul lui DC. Adică BC va avea lungimea de 4 metri. Dar EC era 1 metru. În concluzie, BE va avea lungimea 4 minus 1, 3 metri. Da, dar noi trasând înălțimea DE a trapezului, am obținut dreptunghiul ABED. Așadar, BE cu AD sunt congruente. Deci și lungimea lui AD este de 3 metri. Și astfel... Am ajutat-o pe Ana să răspundă la întrebare. Aceasta a fost lecția despre trapezul dreptunghic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!